Sute de credincioși ortodoxi au venit joi la Catedrala Pogorârea Sfântului Duh din Pașcani pentru a asista la slujba de bobotează și pentru a lua aghiazmă mare. Oameni de toate vârstele, de la pensionari veniți cu sticle din plastic până la tineri, elevi și copii, s-au adunat treptat în fața catedralei și timp de circa jumătate de oră au ascultat slujba oficiată de părintele protopop Pavel Postolachi alături de un sobor de preoți. Dacă în anii trecuți pășcănenii erau obișnuiți cu gerul bobotezei, de această dată ei au așteptat în ploaie să primească gheazmă mare. De asemenea, în acest an, tradiționala cruce făcută din gheață a fost înlocuită cu una din lemn, împodobită cu flori și crenguțe de brad. Și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Intră și se roagă prânsa Domnului să ne rugăm. După slujbă, preoții au sfințit cele patru butoaie, având în total 2200 litri de apă și au stropit pe oameni cu aghiazmă mare. Câțiva pășcăneni nerăbdători să primească mai repede apa sfințită, nici nu au mai așteptat ca slujba să se termine. Și-au umplut sticlele și au vrut să fie primii care se bucură de apa vindecătoare, în ciuda recomandărilor făcute în mod repetat de părintele Pavel Postolachi, ca fiecare credincios să-și aștepte rândul. Toți pășcănenii prezenți joi în fața catedralei au trecut pe la butoaiele cu apă sfințită și au plecat fericiți acasă că pot gusta din apa cu puteri deosebite. Oamenii spun că aghiazma mare este bună pentru vindecarea afecțiunilor și o vor folosi pentru a stropi casa, animalele, dar mai ales pentru alungarea răului. De ce ați venit astăzi să luați aghiazma mare? La ce o veți folosi? Pentru sfințirea apei. Noi ținem bobotează și credem în curățarea sufletului și a trupului nostru, aghiazma. Ce știți despre aghiazma mare, tradițional, în tradiția ortodoxă? Ea se poate lua și peste an, dar trebuie post întâi și după aia să ia aghiazma mare. Trebuie 3 zile postite și după aia să ia aghiazma. Și astea 7 zile să ia prima dată aghiazma și după aia nafură. Aghiazma? Bineînțeles. De ce este important? Pentru mine și pentru respect pentru părinții mei. Pentru curățarea sufletelor. Cum o veți folosi? Dimineața pe stomacul gol. O veți folosi și pentru sfințirea casei? Bineînțeles, dăm și prin casă, sigur că da. De ce este importantă? Ce știți despre aceasta? Foarte importantă. Sănătate, pentru pace. Pentru toată lumea, pentru suflet, pentru tăcele, și în casă, distropit. Și cum v-ați pregătit pentru bobotează? Ați ținut postiri? Da, da, am postit, da, da, da. Am postit. Acum plecăm acasă. Cum aveți întrebuința? Cum o veți folosi peste an? Sau astăzi? Care se stropește prin casă. Să bea. În casele credincioșilor, aghiazma mare se păstrează în vase curate, în care se pune de obicei un fir de busuioc. Conform tradiției, oamenii vor gusta din apa sfințită în fiecare dimineață, pe nemâncate, până pe 14 ianuarie inclusiv. În timpul anului, aghiazma mare se ia după taina spovedaniei la sfatul duhovnicului.